Salut și bine venit! Am decis să aduc mașini la comandă pentru oameni interesați să-și cumpere o mașină exact pe gustul lor, având o siguranță că acea mașină nu le va face probleme pe viitor. Există mai multe modalități prin care pot și aduc mașini la comandă, dar întotdeauna vor fi informați oamenii despre acea mașină înainte de a plăti banii pe ea. Până în prezent am făcut mai multe sondaje pe canalul meu de YouTube, pe comunitate și pe pagina de Facebook Mecanici Electricieni Auto să cer părerea oamenilor ce gen de mașini și-ar dori la comandă și în ce fel ar vrea să le achiziționeze. Fiecare om are preferințe și cerințe diferite și din acest motiv nu cumpăr mașini pentru a le revinde cum fac firmele sau samsarii, pentru că acest lucru cu mașinile la comandă îl fac doar în timpul liber, atunci când nu am comenzi pentru verificări auto prin țară. La mașinile la comandă pot să ofer servis, garanție, ocupându-mă personal de acele mașini, să le verific cap, coadă și cu o revizie generală, nu doar ulei și filtre, pentru ca acel om care cumpără mașina să fie 100% sigur că se va baza pe ea pe viitor și nu va avea probleme sau surprize neplăcute. Bineînțeles că există și oameni care vor să ocupe ei personal de mașină, revizii, reparații. În acest fel, fiecare se descurcă cum poate și o repară unde vrea, cu ce piese dorește. La cerere pot să ofer garanție extinsă până la 2 ani sau 100.000 de kilometri, ori plan de service timp de 24 de luni, 2 ani, eu mă ocup de servisarea mașinii în această perioadă. În acest fel, sunt sigur 100% ce se întâmplă cu acea mașină, pot să-mi asum răspunderea. Pentru a nu lungi vorba foarte mult, o să-ți arăt acum două exemple cu două mașini la comandă. Una s-a vândut și una nu s-a vândut și o să spun exact de ce. Prima mașină este Opel Astra J. Mașina este fabricație 2014. Motorizarea este cea de 1.7 diesel, cutia manuală în 6 trepte, versiunea break. Ca exemplu, această mașină nu a venit cu set de roți suplimentar la achiziție și am făcut propunere la acel om să-i ofer și un set de roți suplimentar. Setul de roți l-a refuzat pentru că a zis că mai are un set de roți acasă, având o altă mașină Opel, un Opel Zafira, și nu-l mai interesează setul de roți. Mai bine să-i ofer o revizie, ulei și filtre. Setul de roți l-aș fi cumpărat de la un magazin oarecare din oraș sau de la un magazin online să vină roțile prin curier rapid, dar dacă el a decis că vrea mai bine un schimb de ulei și filtre decât să-i ofer un set de roți, așa am făcut. Vreau să spui în comentarii părerea ta câți bani crezi că ar merita acest Opel, având o revizie făcută, mașină fără probleme, caroseria se vede cum arată, dar kilometrii ei erau undeva în jur de 300.000 de kilometri. Prețurile sunt confidențiale pentru că dacă le zic, iar o să-mi sar în cap toți că le strâng piața și distrug piața de mașini second hand, oferind prețuri prea mici sau poate prea mari, și nu vreau să existe felul ăsta de comentarii că este mașina prea ieftină, prea scumpă, deoarece banii au fost plătiți direct la proprietar de acel client. Mie mi-a revenit decât comisionul pentru găsirea, verificarea și aducerea mașinii. Grija mea este să găsesc mașini foarte bune, prețul nu mă interesează foarte tare cât este, pentru că dacă mașina nu se încadrează în acel buget să găsesc o mașină bună, îi spun din start la om, nu te încadrezi în buget, mai ai răbdare sau te orientezi la alte mașini ceva mai ieftine. Așa am procedat cu toți oamenii, întotdeauna i-am informat corect, chiar dacă am pierdut foarte mulți oameni, foarte mulți clienți, spunându-le adevărul. Dacă această mașină s-a vândut la un preț mediu, nici la cel mai mic preț din piață, dar nici la cel mai mare, având o stare bună, dar un rulaj de aproximativ 300.000 de kilometri, mașina fiind verificată și reverificată de mai multe ori, această mașină a doua nu s-a vândut. Ea este un Renault Laguna, versiunea 2020 DCI, mașina a fost văzută de un client și a zis că îl interesează să o verific, să o văd și de ce nu să o cumpere dacă mașina merită a fi cumpărată. Din punct de vedere estetic, avea lacul sărit în unele puncte, nu se observă pe acea filmare că am făcut o filmare cu telefonul foarte rapid în câteva minute. Și a doua problemă ce avea acea mașină este că trebuia distribuția schimbată și EGR-ul. Mașina avea un preț foarte bun, mult mai bun decât acel Opel Astra. Fabricația ei era 2013, cutie manuală în 6 trepte, dar era versiune sedan, nu era versiunea break. Vreau să-mi spui în comentarii părerea ta. Pentru 1.500 de euro diferență între acel Opel fără probleme
la un rulaj de aproximativ 300.000 km și acest Renault Laguna, fabricație 2013, cu aproape 100.000 km mai puțin, dar cu distribuția ce trebuia urgent schimbată plus EGR-ul, ce ai alege dintre ele două? La Renault Laguna, proprietarul ofera un set de jante suplimentar și avea un set de roți, dar erau cam roase, tocite. În cazul celor două mașini, până am găsit acel Opel Astra J, am verificat înainte 10 mașini ce se puteau încadra în acel buget și acea mașină a fost în starea cea mai bună dintre toate cele verificate. În cazul celălalt, la Renault Laguna, am văzut 7 mașini în acea zi, dar asta era singura care era nelovită, fără probleme, la caroserie. Ca exemplu, acel Opel Astra J a fost o mașină revopsită acum 2 ani de zile, deoarece proprietarul nu a fost mulțumit de culoarea mașinii, începuse să mătuiască, să risă lacul după ea și avea foarte multe zgârieturi. Dacă stăm să ne gândim și analizăm bine, Opel Astra J era o mașină revopsită acum 2 ani de zile, cu vopsea în stare impecabilă, dar Renault Laguna avea vopsea de fabrică puțin mătuită și cu lacul puțin sărit în zona capotei. Având motorizarea 2.0 DCI și Opel Astra J motorizarea de 1.7 litri, din punct de vedere al fiabilității, este oarecum la fel. Deci contează foarte mult în ce stare cumperi mașina și cum se prezintă la momentul achiziției. Dacă faci o alegere proastă, poți să bagi mai mulți bani în Laguna decât în Astra J, sau de asemenea, poți băga mai mulți bani în Astra J decât în Laguna. Motorul 2.0 DCI are o singură sensibilitate la distribuție. Aceasta trebuie verificată la 50-60.000 de kilometri dacă bate lanțul sau s-a lărgit lanțul, pentru că uneori are probleme cu întinzătorul lanțului. De remarcat este că proprietarul lui Renault Laguna a fost foarte sincer și foarte serios. A recunoscut că nu a schimbat niciodată distribuția la mașină, având mașina de 3 ani jumătate, și a zis că singurul lucru ce nu a băgat banii la mașină este în distribuție. Renault Laguna avea undeva aproape la 230.000 de kilometri, având distribuția originală neschimbată niciodată la mașină. Sper ca data viitoare, când se vor mai vii ocazii cu mașini la comandă sau ceva verificări, să pot face o filmare mai lungă. Dar în acele zile nu am fost pregătit să filmez, filmând doar cu telefonul rapid, pentru că, așa cum am zis mai devreme, în acele zile am verificat mai multe mașini și ținta mea principală era să văd cât mai multe mașini, nu să stau să le filmez pe fiecare. Având în vedere nebunia asta cu pandemia, COVID-ul și atâtea restricții, reguli, devine foarte greu partea cu căutarea și verificarea mașinilor, pentru că este aproape imposibil să te mai cazezi pe undeva sau să mai ieși pe undeva noaptea, să nu te întâlnești cu poliția, să nu iei vreo amendă sau când mergi la sute de kilometri și distanțe foarte mari, obligatoriu îți trebuie și undeva un loc unde să înoptezi sau să te reîntorci imediat în acea zi acasă. Dacă vreodată ai nevoie de ajutor să-ți cumperi vreo mașină, rămâne doar să spui ce buget ai și te informăm dacă te putem ajuta. Dacă ne putem încadra în acel buget să găsim o mașină bună exact cum îți dorești, sau te îndrumăm ce trebuie să faci cu riscul de a te pierde de client, pentru că mai bine te pierdem de client decât să te mințim. Acest principiu l-am folosit de multe ori, chiar dacă este foarte păgubos, mai bine omul să știe de la început adevărul dacă îl putem ajuta sau nu. La fel ca și pe acest canal de YouTube, de la primul clip până la ăsta, nimeni nu m-a ajutat la ceva vreodată, totul am făcut 100% singur și de acum încolo și la mașini tot la fel fac. Atunci când aduc mașini la comandă, mă asigur 100% că mașinile sunt exact ce trebuie, fiind verificate bine, și apoi îl informăm pe om dacă merită sau nu merită cumpărate. Mulțumim pentru atenția acordată, drumuri bune și atenție foarte mare la condus. Pe curând!